Supărați de știrile negative la adresa organizării Olimpiadei apărute în presa din întreaga lume, rușii au ieșit la rampă. Un oficial a încercat să dragă busuiocul, dar mai rău a făcut. Dmitri Kozak a declarat că jurnaliștii străini distrug intenționat obiectele sanitare. Știe sigur, ci că au fost filmați de camerele de supraveghere. Declarația s-a încheiat brusc când probabil oficialul a realizat că instalarea de camere video în băi nu este tocmai legală.